Bun venit la o nouă întâlnire aici, la Cafeneaua Nației. Am invitat-o astăzi pe Magda Matache, directoarea programului de studii rome de la Harvard și activistă pentru drepturile omului, pentru că pe 10 decembrie a fost Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Magda predă istoria manifestării rasismului și cercetează decalajul social și economic produs de cei 500 de ani de sclavie a romilor în România. Da, v-am mai spus asta. Au existat 500 de ani de sclavie pe teritoriul românesc. De ce nu se vorbește prea mult despre acest subiect? Mă rog, o să aflăm și din întâlnirea de azi. Scopul cercetărilor pe care le face Magda este ca în final să schimbe discursul rasist împotriva romilor, să reflecte importanța recunoașterii rănilor din trecut ca partea unui proces de vindecare și existența unor reparații esențiale pe care statul român trebuie să le facă. Dar există și lucruri pe care le putem face fiecare dintre noi. Vorbim despre toate acestea în cele ce urmează. Vizionare plăcută! Bună, Magda! Bună seara! Sau Margareta? Sau cum Magda. Magda? Bună și bine te-am găsit. Așa zic ăștia la Harvard, da? Magda? Magda. Okay, și acasă îmi zic tot Magda. Tot Magda, da? Da. Mi-ai adus cartea asta. Ce bem? Eu aș vrea un ceai, dacă se poate. Ceai, sărna, să trăiți. Să trăiți, domnul Marote. Mi-ai adus o carte și aici ești semnată Margareta Matache. Da, pentru că mă cheamă Margareta, dar acasă mi-au spus ai mei Magda din copilărie. Nu-mi dau seama exact de ce. Și nici ei nu-și mai amintesc, dar cert este că pe certificatul de naștere m-au numit Margareta și cred că la botez au zis, hai Magdalena, că sună. Nu pleci mai, fără să semnezi și mie aici ceva, să-mi spui ceva. Ok. Cum e la Harvard, în primul rând? Vreau să știu și eu cum e acolo. E fain, e fain. Acum nici nu aș vrea să creez imaginea asta că Harvardul este raiul pe pământ, pentru că nu este, sunt și acolo probleme, însă este un mediu în care eu mă simt foarte bine și m-am simțit bine din prima clipă, din primele săptămâni în care am mers acolo. Un mediu care mă stimulează, sunt mulți oameni dragi, mulți oameni care sunt dornici să te ajute, mulți oameni care sunt curioși să învețe despre romi. Și este un mediu în care eu am crescut, practic, în ultimul deceniu. Am tot învățat zi de zi, fie la școală când am mers la Harvard, fie după aceea în interacțiunile cu ceilalți, în discuții, în colaborările pe care le-am avut cu alți colegi de la Harvard și de la alte universități. Dar cum ai ajuns acolo? Eu obosisem așa un pic la Romani CRISS după activismul din România, după plângerile împotriva președintelui Băsescu și altele, și am vrut să fac o pauză, îmi terminasem doctoratul și colaboram deja cu Centrul de Cercetare de la Harvard pe un proiect despre o cercetare de tip participativ, în sensul că ei voiau să cerceteze un anumit subiect despre romi, dar să participe romii în cercetare încă de la dezvoltarea conceptului cercetării. Și colaboram cu ei în perioada respectivă, iar când am terminat doctoratul, ei m-au invitat la un program postdoctoral în care să gândim mai clar proiectul ăsta de cercetare participativă și să începem să lucrăm cu romii. Mulțumesc tare mult! Trebuie să lăsăm un pic la infuzat și după aia o să-ți arăt și cum se procedează cu chestia asta, că se scoate asta, se pune așa și ăsta se pune pe ăsta. Ok. Da. Uite ce cană roză am, așa foarte... Ok. Bun, deci ești unul dintre românii, că sunt și acum foarte mulți români, care, cum să zic, scârbiți de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în politica românească, se gândesc și cântăresc toate opțiunile și zic, bă, ori să iau o pauză, ori să pur și simplu să schimb cu totul ceea ce fac. Asta ți s-a întâmplat ție atunci un pic, Din păcate nu prea sunt multe oportunități pentru mulți dintre noi în România. Adică eu am mers pe calea activismului o vreme și am făcut tot ce am crezut eu că pot să fac. Am încercat să schimb, am schimbat câteva articole de lege, am mai ajutat la câteva politici publice, însă nu vedeam ce altceva puteam să mai fac și atunci m-am gândit că încerc să fac altceva și în spațiul academic românesc nu prea este loc pentru mulți. Eu nici nu vin dintr-o familie cu o tradiție a școlii, mai ales a școlii la nivelul ăsta universitar și atunci nu cunosc pe nimeni în mediul universitar. Nu cred că e așa, e mafie în mediul universitar din România. Nu cred asta. Și în mediul universitar din România. Și am luat așa calea Americii. Pentru 9 luni m-am gândit eu inițial să fac o pauză, să mă gândesc, să revin cu idei mărețe. Numai că am mers acolo și din prima săptămână am mers la un curs la Harvard și au început colegii să mă întrebe despre romi, să înțeleagă rasismul anti-rom din câteva fraze. Și mie mi se părea absolut fabulos, pentru că eu stăteam acasă și tot vorbeam aici despre discriminare, despre rasism și românii nu, că cei aia, țiganii sunt de vină, ăștia sunt cu ciordeala, cu lenea și așa mai departe. Și mi s-a părut mie că e un mediu în care eu pot să schimb, pentru că sunt foarte mulți studenți la Harvard care vin din Europa, inclusiv din România și din alte țări din jur și mi se părea că era un spațiu mult mai sigur pentru mine să fiu acolo, să vorbesc despre romi, fără ca eu să fiu atacată sau fără ca eu să fiu judecată într-un mod rasist, cum se întâmpla aici când mergeam și mai făceam o prezentare la o școală, la o universitate sau, nu știu, la un curs cu judecători sau cu jurnaliști și așa mai departe. Și mi-a plăcut, adică până la urmă, așa, de la 9 luni am ajuns la 9 ani și ceva și în perioada asta noi am scris foarte mult, am venit cu teme de cercetare mai noi, dar care nu numai că sunt teme noi de cercetare, așa, din pură curiozitate academică și puse într-un jurnal, și sunt teme care pot să schimbe. Practic, uite, în cartea asta despre reparații sau reparations în engleză, că în română nu avem încă un concept și un vocabular pentru conceptul ăsta. În cartea asta noi spunem, s-au întâmplat injustițiile astea colective și ceea ce trebuie făcut, noi spunem că este asta sau asta. Deci, practic, recomandăm niște măsuri de politică publică. Și în munca mea de cercetare, eu nu mă opresc niciodată la a spune sau a analiza un fenomen, ci merg un pas mai departe și spun că asta trebuie schimbat la nivel de politică publică. Și încerc să trimit informația către guverne, către organizații non-guvernamentale, deci, practic, să contribui la conversațiile astea naționale, din mediul ăsta academic în care eu m-am hotărât să rămâi. Să rămân pentru o vreme, nu știu niciodată. Da. Cum spuneam și la început, foarte puțini oameni știu că Holocaustul nu se referă doar la exterminarea evreilor, ci și la cea a romilor. Foarte puțini oameni știu că pe teritoriul României romii au fost ținuți în sclavie timp de 500 de ani și că a existat această instituție a sclaviei până la mijlocul anilor 1800. Însă rasismul a rămas acolo în istorie, nu? El există și azi și se manifestă în mod vizibil în alte forme. De la lipsa romilor în poziții de putere până la discriminarea sau rasismul de zi cu zi despre care vorbește Magda și pe care l-a simțit și ea pe pielea ei. Cât de nasol stăm din punctul ăsta de vedere? Adică politici publice... Foarte prost, foarte prost. Și a fost o vreme, poate că în urmă cu 10-20 de ani înainte ca eu să înțeleg mai bine ce înseamnă rasism, când credeam că direcția în care mergea România sau Europa, dacă vrei, era o direcție bună, pentru că erau ideile astea de a creiona niște strategii de integrare a romilor. Și ne-am luptat noi, mulți activiști din mișcarea romă, să adăugăm acolo 3 cuvinte într-un document de politică publică, să integreze pe romi și așa mai departe, însă uitându-mă acum înapoi și citind mai mult și înțelegând mai bine ce înseamnă rasism, îmi dau seama că nu vorbim despre integrarea romilor, vorbim despre o problemă care nu se află la rom, se află mai degrabă la societate și la sistem în general, dacă putem să înțelegem sistemul ca stat, ca instituții, cultură, artă și așa mai departe. și atunci schimbarea trebuie să se producă acolo și o să vedem apoi și schimbarea la romi. Și dar, apoi vorbim despre, nu știu, integrare și alte lucruri. Da, dar a fost tendința asta să ne gândim că, băi, soluția este și așa, marele panaceu, să-i trimitem pe rom la școală, că asta este marea problemă. Însă în Europa, mai ales în țările cu o populație mare de romi, 9 din 10 copii romi se înscriu în clasa 1. Problema este că după ce se înscriu, o bună parte dintre ei sunt plasați în școli speciale pe un diagnostic abuziv sau sunt puși în clase separate sau în școli separate sau, dacă nu, în spatele clasei și calitatea educației este foarte proastă. Marginalizați, pur și simplu, victime ale bullying-ului și așa mai departe. Total. Și așa, dincolo de fenomenele astea care sunt foarte vizibile și știi că sunt plasați într-o clasă segregată, că aia este discriminare, dar și în clasele astea unde sunt împreună cu neromii, și asta a fost și experiența mea și a multora, sunt experiențe care se întâmplă în fiecare zi și care dor foarte, foarte tare, dar care nu pot fi văzute ca discriminare pentru că ele nu sunt acoperite de lege. Vorbim despre ceea ce în literatură se numește rasism de zi cu zi sau discriminare de zi cu zi și sunt momentele astea în care romii, de exemplu, mergi într-un spațiu, într-o clasă și te uiți la 5 copii și te uiți la unul care este rom și începe să-ți fie frică de el. Sau să te gândești din start, băi, ăsta este prost. Sau ăsta nu o să termine facultatea vreodată, că așa este cultura lor. Și atunci te raportezi la copilul respectiv din perspectiva asta. Știu că chiar ați vorbit voi într-un studiu despre treaba asta, fix concepția asta, pe care o au și foarte mulți români când îi auzi. Eu sunt pus de foarte multe ori în situația asta, sunt și foarte înjurat, am făcut o serie pe tema asta și dacă nu mi-am luat la înjurături incredibil. Nu. Adică da, deci de la noi avem perioade de astea când suntem foarte, foarte înjurați. Asta a fost o zilnic. Da, a fost, nu, dar perioade de astea când nivelul înjurăturilor ajunge undeva, da. A fost cu familia tradițională, unde a fost nenorocirea, adică am pierdut și audiență pentru poziția noastră față de referendumul vieții și față așa. Am avut seria asta în care toată lumea ne-a făcut în toate felurile, absolut, pentru că nu... Și reacțiile oamenilor, când m-am uitat pe comentarii, pe ce spun oamenii, sunt fabuloase și îți dai seama că până la un anumit moment poți fi acolo, în acea zonă de ignoranță totală, pentru că n-ai discutat despre asta în familie, pentru că una din vorbele preferate ale lui taică-tu, cum era și taică-miu, care... El, cum să zic, nu-și putea explica, adică dacă îl întrebai, zicea, mă, ești nebun, nu sunt rasist, uite, am prieteni, am, nu știu cum zice, dar el zice, când făceai ceva, bă, nu fi țigan. Da. De la lucrurile astea mărunte, înțelegi, și au oameni care zic, ceva, acum cine îi împiedică, mă, acum, azi, cine îi împiedică, mă, să, uite, au aceleași șanse, au aceleași... Și nu e greu să le explici, dar refuză. Dar nu este numai vina oamenilor că refuză să înțeleagă, pentru că narațiunile astea rasiste și mitul ăsta al infracționalității, dar și mitul ideii că romii nu vor să meargă la școală, că așa este în cultura noastră, sau că romii sunt leneși, astea s-au creat de-a lungul timpului. Corect. Și au rămas împământenite în spațiul ăsta românesc și e foarte greu să le demontezi. Dar la nivel structural, dacă vrei, toate miturile astea ajută ca rasismul să continue. Pentru că în momentul în care se întâmplă ceva unui rom, femeia de la Sălaș, care a fost bătută în urmă cu 2-3 ani de către un șofer de autobuz, românii au zis, da bă, da, asta cerșea, da bă, da, asta a furat, da bă, da, asta mirosea, da bă, da, asta era copilul. Las bă că și ei, da. Deci, cumva există această justificare morală, dacă vrei, falsă de altfel, dar care îi ajută pe români să continue să creadă că ei sunt oameni, că sunt buni, dar că problema este la romi. Și cumva ei sunt prinși în mecanismul ăsta al rasismului, care nu se întâmplă numai prin situații în care, uite, vorbești despre cazuri de-astea individuale, în care noi ne gândim la rasism ca fiind un act. Ăsta a zis ceva rasist sau Y a făcut ceva rasist. Însă rasismul nu este nici prejudecată, rasismul nu este nici un simplu sau un singur act de discriminare, rasismul este un sistem de opresiune, dacă vrei. un sistem de opresiune care se întâmplă în toate aspectele vieților noastre și în toate ariile de interes și mai ales în toate zonele de putere. Deci, practic, este un sistem care este bazat pe putere și care este justificat prin aceste mituri și narațiuni rasiste. Și cumva este, rasismul tot timpul a fost împământenit în tot ceea ce facem. Faptul că noi nu avem romi în media, faptul că nu vezi foarte mulți romi medici, romi în politică, toate spațiile astea de putere în care lipsesc romii nu sunt întâmplătoare. Păi, la naiba, noi nu avem femei. Iată, avem două guverne la rând, unde avem o singură femeie ministru, nu mai există nicăieri. Adică vorbeam, nu mai știu, cred că cu fosta președinta Senatului, cu Anca Dragu, vorbeam și zicea, băi, am mers în delegații, pe peste tot ne-am întâlnit cu totul, unde la ăia nici măcar nu se mai discută despre egalitatea de gen în componența delegațiilor respective, în componența, nu există așa ceva, această discuție nu mai există. E, la noi, adică sunt sigur că și în cazul Turcan și în cazul de acum, e așa, bă, hai să nu fie, totuși, hai să punem una. La fel și la rom, da? Hai să punem un rom. Da. Hai să punem o persoană LGBT. Bine, acolo e și mai greu, că nici nu vor să nu. Asta nu e un exemplu bun pentru, pentru România. Că nu acceptă românii nici măcar o discuție, păi să mai vorbim despre reprezentare aici, spui? Așa. Perfect. Ok. Bun. Mersi mult. Dar, uite, eu vin în România de câteva ori pe an și când mă întorc aici și dau drumul la televizor seara și mă uit la tot felul de talk show-uri și zic, bă, dar unde sunt femeile? Adică sunt 10 bărbați la o masă, foarte multe situații de astea, și apoi nicio femeie, dar nu pare dubios, adică nu ne pune în semnul ăsta întrebare. Dar noi avem asta aici la Starea Nației, deci noi o avem pe Ștefania. Ce faină e! Și tocmai am plecat și am făcut chestia asta în luna august cu Starea Nației de vacanță, când a prezentat ea o lună. Pentru că noi vrem să facem treaba asta. Vai, unele reacții, deci incredibil, adică de-astea așa, ce mă vine aia să-mi spună mie, știe? Bine, lăsăm la o parte că are, cât mă are, 24 de ani, băi, nu vine o femeie, mă, să-mi zică mie ce să fac, cum să fac, adică este... Îți explodează mintea, pur și simplu. Da, tu zici, ok, nu mă adresez acelor persoane. Pe de altă parte, când vezi această revărsare de ură gratuită, adică copila asta a avut zile întregi în care doar citea și plângea comentarii, pur și simplu. Da. Dar nu mă miră și, în egală măsură, dacă te gândești la toate problemele astea, la rasism, la sexism, la homofobie, la orice altă formă de opresiune și de discriminare, ele sunt legate sau vedem similarități. Faptul că nu avem reprezentare din niciunul dintre grupurile acestea e o trăsătură comună. Însă, din păcate, nu există solidaritate. Și cumva este tragic, dar este și fabulos să înțelegi cum funcționează sistemele astea de opresiune, pentru că atâta vreme cât dacă ne-am imagina că femeile care nu participă în politică s-ar solidariza cu romii și s-ar solidariza cu persoanele LGBT, atunci am fi mult mai puternici în a spune ceea ce vrem și a obține ceea ce vrem. Însă romii de foarte multe ori sunt homofobi, femeile de multe ori sunt rasiste, persoanele LGBT de multe ori sunt rasiste. Nu spun că asta este o trăsătură generală, dar în loc să găsim aceste spații de solidaritate, mai mult ne dezbinăm și nu ne ajută. Deși toate fenomenele astea, sisteme de opresiune, cum sunt cunoscute ele în literatură, sunt conectate și se hrănesc reciproc. Uite, domnul Câțu și domnul Ciolacu ar putea să ne învețe cum se face, pentru că ei au zis că au găsit punctele care îi unesc mai degrabă decât punctele care îi despart, nu? Așa? Au găsit un interes comun. Uite, poate că aici ar trebui să încercăm noi mai mult să găsim aceste interese comune și să încercăm să spargem spațiile de putere, că până la urmă rasismul este legat de putere, este legat de un anumit interes. Interesul nu este tot timpul un interes politic. dar poate să fie și un interes economic sau un interes social. Faptul că romii au stat electoral, faptul că romii au fost ținuți în sclavie 500 de ani, nu a fost așa un fenomen pur și simplu social. Exista acolo un interes economic extrem de profund. Și este absolut groaznic și cumva ironic faptul că vorbim astăzi în România despre acest mit al lenei în comunitățile de romi, când timp de 500 de ani romii au construit mănăstirile prin România, prin Moldova, prin țara românească, au muncit pe pământurile celor care i-au ținut în sclavie, că nu pot să-i numesc chiar boieri. Uite că și aici avem lipsa asta de vocabular, că în engleză și în America, cum și în spațiile în care se discută mai mult despre sclavie, în engleză cuvântul acum este enslavers, cei care țin în sclavie, nu mai este master sau ceva de genul ăsta. În dar situația în română, asta la noi suntem foarte mulți și români și romi și în situația asta de sclavi, pentru că ne vindem munca foarte, foarte ieftin. Am inclusiv amici care au mai ascultat ce am zis de-a lungul timpului și au avut astfel de experiențe, adică au firme, au angajat sau au, apropo de lene și de mitul ăsta și de... Și au ținut să-mi zică, m-a văzut un tip la sală și mi-a zis, băi, am văzut acolo că toți zici, băi băiatule, am angajat pe unul și bă, nu înțelegi țiganul, tot țigan, bă, uite ce mi-a făcut, ce nu știu ce, adică o experiență personală care poate exista și altfel, nu mai convingi toată viața lui că lucrurile nu stau de fapt așa, că... Dar uite unde e ipocrizia acolo. Ieri am venit acasă și mă uitam la știri și era o știre despre șefa creșelor din nu știu ce județ a furat mâncarea copiilor. Acum, eu fiind romă, ea fiind româncă sau tu fiind român, eu aș putea să gândesc în secunda aia să zic eu te-i bă pe românii ăștia. Bă, fură mâncarea copiilor. Da. Dar nu se întâmplă asta, că, pentru că nici eu nu gândesc așa și nici românul de rând nu se uită la șefa creșelor și se gândește la ea ca la colectivitatea mare a românilor. În schimb, dacă romul respectiv nu a muncit, nu se reflectă numai asupra lui, se reflectă și asupra mea și a întregii comunități. Și a confirmat stereotipul ăla nenorocit care imediat... Dar eu asta spun, că asta este un mecanism al rasismului, așa funcționează și așa ajută să se perpetueze toate situațiile astea de injustiție, care se transformă în timp în inechități structurale, dacă vrei. Faptul că romii mor mult mai devreme decât românii în România nu este o problemă genetică, nu este o problemă, nu știu, legată de locurile în care romii s-au născut, ci este un răspuns, este un efect al inechităților structurale. Faptul că, iară, la naștere mult mai mulți copii romi mor, este tot un fenomen legat de rasismul antirom. Și aici nu avem noi deloc cercetare în România. Deci, practic, în America noi facem cercetare acum despre diferențele dintre Black Americans și White Americans în ceea ce privește sănătatea, cum COVID-ul a avut impact în diferite comunități, însă în România tot ce spunem este că dacă romii sunt săraci sau dacă mor în perioada asta, că sunt foarte mulți români, foarte multe comunități care mor din cauza pandemiei, tot ce spun doctorii și persoanele publice este în mod general că e vina romilor. Practic îi blamăm pe romi pentru tot ceea ce se întâmplă, deși toate problemele astea nu vin de la romi, vin de la o istorie care se întâmplă să fie una a sclaviei, o istorie a Holocaustului, o istorie a unui comunism care așa sub voalul unei egalități de șanse a menținut aceste diferențe între romi și români. Eu am născut în perioada comunistă și uneori când citesc tot felul de lucrări care spun că băi, romii în perioada comunistă erau tratați ca români și așa mai departe, eu mă gândesc la clasa în care eu am învățat la școală și unde copiii romi erau tot în spate, erau tratați tot prost, erau săraci și așa mai departe. Deci, cumva, de asta noi spunem că... Acolo există senzația asta, pentru că și eu, crescând până la 13 ani în comunism, exista senzația asta pentru că aproape toți eram săraci. Nu erau diferențele, să zic, atât de mari în societate. Și acum inechitățile astea și diferențele astea au crescut foarte, foarte mult. Și da, atunci ziceai, bă, e cam la fel și colo și colo. Adică apoi mai e foarte interesantă chestia asta pe care o fac mulți și e foarte periculoasă treaba asta cu exemplele care se dau. Adică uite, uite Magda a ajuns la Harvard. Da. Păi bă, cum a putut Magda și voi nu puteți, da, mă? Înțeleg? Adică, știi, fără să înțeleagă acești oameni că, la fel, eu n-am avut de niciunele copil fiind, dar am avut noroc de niște părinți care au zis, bă, școala e importantă, trebuie să faci. Am avut noroc de maica mea care s-a ținut tot timpul de noi. Aveam școala la 10 metri, că m-am născut într-un oraș, nu m-am născut într-un cătun. Adică am avut aceste șanse pe care foarte mulți nu le primesc. Și atunci, chiar dacă tu n-aveai, te uitai în frigider și era gol când ajungeai acasă, erau lucrurile astea care te-au ajutat tot timpul. Ei, oamenii nu țin cont de toate astea și zic, uite, ăla a putut, pe aia nu pot. Dar ce nu înțelegem noi e că și în cazul sărăciei, la fel, că e la fel cu sărăcia. Da, da. La fel și în cazul sărăciei, indiferent de etnie, indiferent de sex, indiferent de... Nu primești șanse. Nu ai aceleași șanse deloc. Da? Și nu le primești. 1 la 1.000.000 reușesc. Nu, discriminarea de clasă e în mod cert o problemă foarte, foarte gravă în România. Știi că în sate educația e mult mai proastă, că nu au acces la sănătate, că nu au acces la o farmacie de multe ori. Lucrurile sunt mult mai grave în satele din România. Și apoi cu atât mai mult dacă ne uităm la romii care sunt și discriminați, că sunt romi și sunt și săraci, deci cumva acolo se multiplică, dacă vrei, formele astea de abuz și de violență și de inechitate. Însă, într-adevăr, cred că e important să deconstruim, dacă nici nu știu dacă avem cuvântul ăsta acum în română, am început să vorbesc și eu în toate limbile, ideea asta de persoane excepționale care au reușit și au venit din mediile astea, știi, în care nu ai speranță că se întâmplă ceva pozitiv. Asta nu face decât să alimenteze, da. Și unii dintre noi pică în plasa asta, că se gândesc, băi, eu chiar sunt excepțional, chiar sunt cel mai tare din parcare, dar realitatea este că nu suntem așa. Cum spui și tu, fie am găsit o doză de șansă, dar de multe ori este și o doză de noroc. În cazul meu, eu am doi frați și o soră. Toți am fost crescuți de aceiași părinți, în aceeași casă, însă ceea ce s-a întâmplat în cazul meu a fost că eu eram prietenă cu o fată româncă, cu care m-am dus la școală în clasa 1, de mână. Și pentru că eu eram prietenă cu asta și ea era micuță, Florina era micuță, au pus-o în prima bancă și evident că și eu m-am trezit în fața clasei cu românii, nu cu romii din spatele clasei. În egală măsură am avut niște vecini care se mutaseră din Cluj la noi pe stradă, ei fiind maghiari și cu o întreagă poveste acolo, cum au fost tratați și cum îi vedeau românii din cartier, dar ei aveau un copil care era de aceeași vârstă cu mine și eu făceam lecții împreună cu el uneori, sau învățam să desenez împreună cu el și aia a fost o șansă absolut unică. Spre deosebire de sora mea care s-a dus la grădiniță în prima săptămână și care avea un sunet la R un pic mai pronunțat și educatoarea nu a fost prea încântată de chestia asta, a văzut-o mai degrabă ca pe o chestie care nu ar trebui să se întâmple și a tratat-o așa de prost că sora mea nu a vrut să se mai ducă la grădiniță. Și apoi dacă ești părinte și îți trimiți copilul într-un spațiu în care copilul ăla trebuie să învețe valori și trebuie să fie educat, dar în spațiul respectiv copilul este tratat într-un mod absolut josnic și umilitor, încrederea în școală se pierde și pentru o bună bucată de vreme, mama a crezut că școala nu este pentru noi, în familia noastră. Eu când am început să merg la școală și am primit toate dozele astea de noroc, practic, și ea a văzut că lucrurile se întâmplă bine pentru familia noastră, a început să creadă că școala, de fapt, ne acceptă. Realitatea este că eu niciodată n-am vorbit acasă, în familia mea, despre episoadele de discriminare pe care eu le întâmpineam la școală, pentru că mama era săracă, era săracă, că pe urmă a murit tata și știam că avea așa de multe probleme încât nu voiam să-i mai pun și eu pe umere alte chestii. Credeam că ți-e și teamă să nu zică ea nu te mai duci. Sau... Nu, asta nu. Okay. Pur și simplu nu voiam să-i mai pun o povară pe inimă și ea când nepoții mei au mers la școală, s-a gândit că totul este în regulă. Și eu tot încerc să le explic lor de fiecare dată că, de fapt, școala românească nu este atât de primitoare pe cât se gândește ea și faptul că eu am reușit nu înseamnă că mediul educațional din România este unul primitor și bun pentru toți copiii și aici nu vorbesc numai despre rom, vorbesc și despre copii săraci, vorbesc despre copii cu dizabilități, despre copii care își dau seama la o vârstă fragedă că sunt LGBTQ+, și așa mai departe. Deci... Sunt telefoane, adică eu am, uite, fiul este clasa 9, fiul e deja în anul 2 la facultate și am avut de-a lungul timpului. Sunt bătrân, nu par, nu? Așa, i-am făcut de vreme. Am avut de-a lungul timpului tot felul de episoade, inclusiv cu de-astea, sunat părinții între ei, băi, hai să ne vorbim toți, să nu-l primim pe ăla, ce caută ăla la clasa noastră, ce facem, adică foarte multe lucruri de-astea am văzut. Apoi mi-a povestit Valeriu Nicolae, tot la Cafenea, acum câteva săptămâni. Ei fac acum o acțiune foarte frumoasă cu ochelari. Da, da, da. Și să le pună ochelari, să le fac controle la ochi acestor copii. Da, 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 da. Și să le pună ochelari. Și mi-a povestit de o fată, nu mai știu în ce clasă exact, care avea la un ochi +3 și la unul 9 sau ceva. Deci așa o chestie. Deci nu vedea nimic, practic. Și au găsit și copii care cu ochiul leneș și cu nu știu ce nu se mai pot recupera pentru că prea târziu a venit cineva să-i controleze la ochi. Și, profesoara, învățătoarea sau cine era acolo, copilul ăla era considerat prost. Nimeni nu s-a gândit, bă, stai că nu vede. Nu vede. Ia, citește aia, zi aia, fă aia. Și copilul credea despre el că dacă așa era realitatea pe care o vedea la propriu în fiecare zi, zicea, bă, poate așa vede toată lumea și sunt eu proastă. Deci, iată, niște lucruri. Nu sunt pregătiți profesorii din România și nu numai din România. Eu am lucrat în perioada în care lucram la Romani CRISS, dar apoi și ulterior în cercetare, am tot mers în diferite școli. Și, de exemplu, în Craiova am mers la o școală unde erau destul de mulți copii romi care au crescut în Franța și au mers la grădinițe, la creșă acolo și vorbeau franceză, vorbeau și romanii, însă nu vorbeau foarte bine limba română. Iar învățătoarea nu știa cum să folosească acest sistem bilingv să învețe copiii să se vorbească în limba română și să ajungă la același nivel cu ceilalți din școală. Dacă mergi în America, de exemplu, sau în Anglia, copiii din România sau din orice altă țară, imediat încep să învețe limba respectivă. Mai mult în Croația, unde situația este absolut dezastruoasă, la fel ca în România, am mers la o școală unde inițial copiii romi erau segregați în alte clase pentru că, spuneau profesorii, nu vorbesc limba croată bine și vorbesc mai mult în limba romanii. Însă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a venit, s-a uitat la cazul respectiv de segregare și a spus limba nu este un motiv ca acești copii să fie segregați, puteți să învățați limba croată în școala generală. Ce au făcut în școala respectivă oamenii, și am fost acolo și am vorbit cu ei, a fost că au făcut o școală mixtă, romi și neromi. Copiii romi erau pe un rând, copiii neromi pe un alt rând. Pentru copiii romi au pus un translator și ăsta le traducea tot timpul ceva, iar învățătoarea era absolut disperată și supărată că acești copii romi nu reușesc să învețe limba croată. Și eu eram și mai supărată că nu-mi dădeam seama de ce nu vede unde e problema. Da. Deci chestiunile astea se întâmplă în toată Europa și sunt absolut dezastruoase pentru că cadrele didactice nu sunt pregătite, nu sunt nici plătite bine și atunci cine ajunge în mediul ăsta este ori foarte, foarte dedicat, ori nu este foarte bine pregătit și cu atât mai mult în clasele segregate, separate, cei care ajung să fie diriginți sau să predea la clasele astea primesc responsabilitatea asta ca pe o pedeapsă și de altfel directorii de școli îi pedepsesc când îi trimit în școlile segregate. Da. Am mai mers, de exemplu, la Brașov cu mulți ani în urmă la o școală în care copiii romi era o școală segregată. Ăștia se jucau în curtea școlii, unii jucau fotbal, alții făceau altceva și am întrebat și noi unde sunt învățătorii, profesorii și așa mai departe. Nu veneau la școală. Și am făcut noi un studiu în 2011 la Romani CRISS în care arătam că absenteismul profesorilor în școlile cu copii romi este, este foarte mare. Pentru că ei nu cred că romii pot și nici nu vor să, învețe. Pentru că noi nu am fost niciodată percepuți în România, și spun asta cu toată responsabilitatea, ca oameni. Și indiferent unde suntem. Că sunt unii văzuți excepționali sau mai puțin excepționali sau săraci sau murdari și așa mai departe. Oricare dintre noi, dacă eu supăr pe cineva și oricare dintre noi supără pe cineva, în momentul ăla, noi suntem decăzuți de la statutul de oameni. Sau greșești într-un fel. În orice fel, da, în momentul ăla nu mai suntem oameni. Și toate poveștile astea sunt importante și trebuie înțelese cumva în, și din punct de vedere istoric. Și uite, există o poveste pe care noi o spunem în seria asta de la Decât o Revistă, o serie care se numește Obiceiul Pământului. Și în eseul pe care eu l-am scris, mă uit la scrierile unui călător care a venit pe la 1800 în țara românească, și el povestește că erau petreceri pe care boierii, cei care țineau în sclavie romii, le organizau, și la petrecerile respective aduceau copii romi, dar și aduceau și copiii lor, și aveau persoane care băteau copiii romi cu violență, astfel încât copiii lor să asiste și să se obișnuiască cu plăcerea de a face astfel de fapte. Și să nu li se pară nimic inuman. Mergând mai departe la ceea ce se întâmplă astăzi, paralelă, că suntem într-o altă epocă, una a drepturilor omului și a instituțiilor interguvernamentale care promovează drepturile omului, astăzi părinții romi în România și în alte țări din Europa nu-și lasă copiii să se joace cu copiii romi, să fie în aceeași bancă, părinții români, să nu fie în aceeași bancă cu copiii romi, să nu se joace cu ăștia, practic să le ignore umanitatea și mai târziu să devină adulți care justifică moral tot felul de injustiții până la crime. Săptămâna trecută, nu știu dacă probabil că știi, în Grecia o fetiță romă a fost practic omorâtă într-o fabrică, deci fata ea a murit în câteva minute de durere absolut profundă, iar unul dintre angajații fabricii respective a venit, s-a uitat la ea, i-a dat un picior și a plecat mai departe. Câtă lipsă de umanitate există în gestul respectiv. Și probabil că dacă te duci să cunoști persoana respectivă, cu totul alt mediu, pare o persoană bună. Și asta este unul din marile paradoxuri ale rasismului. Pentru că rasismul nu este tot timpul rasism de genul perioadei naziste, în care Hitler și armata și aliații omorau cu sânge rece romii și evrei și persoanele LGBT și afro-germanii și așa mai departe. Rasismul se întâmplă uneori în forma asta pe care Hannah Arendt o numea banalitatea răului. Și îl vedem în fiecare zi. Unii dintre noi îl trăiesc în fiecare zi, nu neapărat prin experiențele proprii, dar prin experiențele pe care le vedem în jurul nostru, și nimeni nu face nimic. Uite, era în urmă cu câteva luni o știre din România în care o fetiță romă care a mers la grădiniță a fost rugată să-și spună numele și cred că ea a spus că o cheamă Maia, nu mai știu exact, îmi cer scuze că nu mai știu numele, și educatoarea a zis că tu ești țigancă, și ea a zis nu, eu nu sunt țigancă, numele meu este Maia. Deci dacă de la o vârstă atât de fragedă noi trebuie să învățăm cum să ne purtăm astfel încât să nu fim umiliți tot timpul, este o luptă foarte greu de trăit. Asta odată. Apoi cum ducem lupta asta noi ceilalți care ne dorim normalitate? Adică ar trebui să existe... Bun, s-a dovedit clar că în țara asta nu există absolut nicio limită. La noi, vorbesc de cazul nostru. Nu mai există nicio limită în privința competenței pentru a ajunge undeva. Nu mai există niciun fel de limită pentru nimic. Și atunci noi tot permitem ca aceste limite să fie împinse mult. Și care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție? Adică, uite, împotriva unei astfel de educatoare, dar pățesc lucruri incredibile românii în școală, da, dacă e să o luăm așa, și nu li se întâmplă nimic educatorilor, profesorilor, învățătorilor, absolut nimic niciodată, adică nici măcar niște sancțiuni de-astea, nu știu, mustrare scrisă sau să staie 10% din salariu pentru... Da. Cum te mai lupți cu asta? Uite că aveam astăzi o discuție cu Ana Maria Ciobanu, care a coordonat proiectul de la Decât o Revistă, despre instrumentele pe care noi le mai avem la dispoziție să împingem o agendă, de exemplu, agenda antirasistă în România. Și eu sunt destul de lipsit așa de optimism, am rămas așa cu un pic de speranță, că fără speranță nu am merge mai departe. În ceea ce privește instrumentele pe care le mai avem la dispoziție, dacă în anii 2000 Uniunea Europeană și integrarea în Uniune era un factor așa motivațional pentru politicieni și pentru cei care fac politicile publice în România, și atunci noi am reușit să împingem tot felul de legi, de politici publice și așa mai departe, la momentul ăsta nu prea mai există această presiune. Și atunci ar trebui să ne gândim la alte instrumente și, de exemplu, eu cred cu mare tărie că România poate să devină o țară antirasistă, poate să devină o țară justă, cu oameni care sunt corecți și care înțeleg umanitatea celorlalți oameni din jurul lor, indiferent de culoarea pielii, indiferent de clasa socială din care provin, în momentul în care noi acceptăm că există în țara asta rasism, că există o istorie tragică și dură a sclaviei și a Holocaustului, care trebuie reparată, și în condițiile în care avem informația și datele, dar și simbolurile, că lucrurile astea s-au întâmplat. Dar cum facem asta? Că la școală nu înveți? La școală ar trebui să învățăm. Ar trebui să învățăm și despre Holocaust și despre sclavie. Cei de la Centrul de Resurse Juridice au făcut o analiză a manualelor din România, mai ales a manualelor de istorie și, de exemplu, există câteva manuale care vorbesc despre robie, că cuvântul sclavie pare așa cumva interzis în spațiile academice din România. Doar cuvântul sclavie există și în floare. Da, dacă stai să te gândești la românii care sunt forțați să migreze prin toate țările Europei și care sunt exploatați în... E un fenomen absolut tragic. Și cei de aici, adică, la fel. Că intri într-o fabrică de asta de croitorie care lucrează pentru afară. Pentru afară, pentru marile leșină femeile pe mașinile de, alea, de modă, adică, și așa mai departe. Și ăsta e un fenomen global. Da. Exploatarea în toate domeniile astea, din păcate, uite că toate sistemele de opresiune care au fost în trecut nu mai sunt astăzi în forma în care au fost, dar au evoluat, sunt mult mai sofisticate. Și exploatarea asta a țărilor sărace, a țărilor din estul Europei, a țărilor din Africa, a țărilor din Asia, continuă să fie o problemă mult mai așa, sofisticată astăzi decât era în urmă cu 100 de ani, dar este o realitate. Și amplificată de crize și de nenorociri. Uite, citeam acum, au dat cei de la Forbes, sunt 2775, dacă am reținut eu bine, de miliardari în lume, a căror avere cumulată a crescut de la 8.000 la 13.000 de miliarde sau ceva de genul ăsta, deci aproape că s-a dublat în pandemie. Da, da, este absolut groaznic. Și nu este un rezultat al muncii și al frumuseții capitalismului și foarte asta în timp ce restul populației a sărăcit. Da, apropo de solidaritate, că se vine și se vine în fața noastră, domne, trecem împreună prin asta. Păi cum trecem dacă voi vă îmbogățiți și noi sărăcim de tot? Da, da, și salariile sunt practic salarii care nu acoperă cheltuielile de zi cu zi, și vine un ministru gen doamna Turcan care spune mai ia-ți un part-time. Da. ca să poți să trăiești decent. Mai ia-ți un job dacă se poate, ca să trăiești decent, că de altfel nu, nici măcar nu gândim critic, că nu este în regulă, nu este normal, nu este etic, nu este decent să-i ceri unei persoane să muncească pe zi 2 joburi ca să poată să se întrețină. Deci, practic, vorbim despre exploatare. Toată raportarea noastră la muncă e complet greșită. Da. Cu totul greșită. Aici am citit de curând o carte foarte bună, am mai recomandat-o și la podcast, chiar Munca se numește, de James Sussman. Foarte ok. Exact asta. Băi, noi ne raportăm greșit la treaba asta cu munca, pur și simplu. La multe lucruri ne raportăm absolut greșit și poate că revenind la povestea asta cu manualele de istorie și cu simbolurile din România, eu cred că se pot face schimbări, pentru că programa națională cuprinde temele astea, robie, sclavie și așa mai departe. Dar problema ce te faci cine când scrie, profesorul, asta da, una, cine scrie a doua cine predă, ce te faci tu când profesorul de la clasă este, de exemplu, un naționalist ăsta, ceea ce se întâmplă în proporție deci ăștia profesorii de istorie sunt o categorie de asta aparte. Ei au propria viziune despre ce s-a întâmplat, pretind și că dețin adevărul foarte mulți dintre ei, da? Și îți prezintă lucrurile la clasă cum le văd ei sau cum vor ei să pleci tu de acolo. Adică sunt unele lucruri incredibil de grave care se întâmplă la aceste ore. Și nu numai ei, unii pur și simplu nu știu. Cred că este un studiu din 2017, dacă nu mă înșel, făcut de Gabriel Băsescu și alți colaboratori, în care ei arată că aproape 50%, aproape jumătate dintre cadrele didactice pe care ei le-au intervievat într-un studiu nu știau ce se spune despre mareșalul Antonescu, dacă a fost bun sau dacă a făcut greșeli și dacă a fost un nazist. Deci suntem acolo. Dacă noi avem această dilemă. Da. Despre ce discutăm? Discutăm despre o nevoie de reformă și acum, știi, putem să ne plângem și facem asta tot timpul, dar cumva trebuie să mișcăm țara asta într-o direcție mai bună. Și pentru rom, cel puțin pentru comunitățile de rom din România, eu cred că trebuie să începem cu perioada asta în care romii au sosit în spațiul românesc pe la 1300 și ceva și au fost plasați direct în sclavie. 500 de ani, exploatați, văzuți ca oameni, ca fiind obiecte și proprietate. Și eu cred că trebuie să începem de acolo, pe de o parte, să ne uităm la diferența asta la bogăție. Pentru că noi în România de multe ori măsurăm sărăcia. Și sărăcia o măsurăm uitându-ne la venituri. Însă în Statele Unite și în alte țări, cercetătorii analizează bogăția. Și ei se uită nu numai la venit, dar și la ce proprietăți ai și ce datorii ai, ce conturi în bancă și așa mai departe. Ei, și dacă noi am putea să înțelegem diferența asta în ceea ce privește bogăția și ne-am gândit cum compensăm financiar până la urmă, că pragmatic vorbind acolo este soluția, ca să echilibrăm diferențele astea dintre romi, ar trebui să ne gândim la compensații financiare. Pe de o parte către familii și către indivizi, pe de cealaltă parte compensații către... Aici, da, asistați, facem asistați, ce, dăm exact. Nu știu ce. Este incredibilă reacția. Este incredibilă, însă... Oricât ai vorbi, le vorbesc cu oamenilor despre... Băi, sunt studii, uite, în Alaska s-a făcut studiu cu toate... Există peste tot. Canada, când oamenilor le dai bani, ei știu ce să facă cu acei bani. Da, din 100, 20 vor bea primele 10 tranșe sau primele... Că asta este, la orice... Oameni, nici măcar. Sau avem această... studii pe Universal Basic Income acum și în America, în câteva state unde a fost implementat, și în Europa, funcționează. Nu, bineînțeles că funcționează, că e cea mai bună metodă de a-i scoate pe oameni din sărăcie, să le dai, știu ei foarte bine ce fac cu banii aia, ce au de făcut cu acei bani. Corect. Nu se înțelege asta, pur și simplu nu se înțelege. E o rezistență... pentru că în momentul în care dai romilor compensații pentru sărăcie, pentru sclavie, ideea este și gândirea este că ei de la români. Uite, în România noi avem un sistem în învățământul public care a fost implementat de prin anii 90, în care avem câteva locuri speciale la licee și la universități pentru romi. Câte reacții publice există și de la jurnaliști. Era anul trecut o supărare maximă pe un jurnalist român că romii iau locurile românilor de la licee sau de la facultate. Acum, realitatea este că locurile alea sunt adiționale. Deci dacă sunt 25 de locuri, se mai adaugă unul sau două. Nu este o politică unică în România. Politica asta de publică nu-l mai știu, dar a primit o s-a făcut o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. A fost Consiliul a zis că a fost un caz de discriminare și jurnalistul a fost și-a cerut scuze. Da. Și el a spus că și-a cerut scuze și îi pare rău, că el nu este rasist, dar că era supărat pentru că fiica lui nu intrase la liceul la care voia să intre, dar a intrat un rom la liceul respectiv. Și eu aici spun că rasismul are legătură de foarte multe ori cu interesele și în cazul ăsta era un interes personal. Da. Fiica mea n-a intrat la liceu. Ca om, eu înțeleg reacția, pentru că toți ne dorim ca familiile noastre să fie mai bine și supărarea există. Însă lipsa de informație în ceea ce privește copilul rom care a intrat la liceul respectiv pe un loc special și istoria și povestea familiei acelui copil nu a fost luată în considerare în discuția asta. Dar uite că i-am uitat numele domnului respectiv, deși este un jurnalist cunoscut aici, am uitat, îmi cer scuze. Sunt multe, cred că multe situații care trebuie cumva gândite în afara limitelor pe care noi ni le punem, că uneori ne gândim că nu se poate, dar de fapt se poate și să avem și compensații. Se poate să punem și o statuie în centrul Bucureștiului în care să vorbim despre sclavie, să adăugăm și o secțiune în Muzeul Național de Istorie și în muzeele din țară în care să spunem că s-a întâmplat chestiunea asta și mai simplu și gratuit este ca statul român și Biserica Ortodoxă să spună ne pare rău. S-a întâmplat asta până acum? Nu. Nu s-a întâmplat. Nici nu s-a întâmplat. Dar spune-mi, de ce nu există o solidaritate între romi, astfel încât, pentru că dacă ar exista această solidaritate, foarte multe dintre aceste propuneri, dintre aceste măsuri ar putea fi împinse, implementate. Absolut, absolut. Îți întorc eu întrebarea. De ce nu există solidaritate între români, astfel încât lucrurile pe care le vrem pentru România să fie implementate? Și cumva există o diferență între cele două comunități, pentru că vorbim despre o comunitate majoritară în care ai zone de putere, dar vorbim și despre această minoritate a romilor care vine dintr-o zonă marginală și când spun marginală nu mă refer numai la periferia orașelor din punct de vedere rezidențial, dar mă refer și la spațiile de putere. Și, uite, sunt mulți autori în Statele Unite care vorbesc despre ideea asta de embodied power, de putere care este înrădăcinată. Și cumva în spațiile astea de putere, inclusiv în mediile politice, o să vezi romi care intră și care încearcă să schimbe ceva. Și eu am încercat ca activist și m-am trezit de multe ori în spații din astea românești în care, dacă deschideam gura și vorbeam mai mult decât credeau românii că trebuie să vorbesc, eram scoasă din conversație. Dar ai politicieni romi la nivel local, la nivel național, care încearcă să schimbe ceva și dau seama că nu pot și știu că singura lor soluție e să rămână în spațiile respective și să aibă această iluzie și magia puterii. Sau o voce din când în când. O voce din când în când sau să schimbe acolo ceva odată la 50 de ani este să vorbească limbajul opresorului și al celui în putere. Și ca atare, în loc să creeze solidaritate cu romii, de multe ori creează această solidaritate cu cei care sunt în putere. Da. Eu eram la Romani CRISS în urmă cu 10-15 ani, când eram mai tânără și protestam non-stop, că probabil nici să nu intru în discuțiile astea, dar noi eram la un moment dat în fața guvernului. Protestam la vremea respectivă împotriva ministrului Cioroianu, dacă nu mă înșel. Au mai fost și alții, nu știu dacă era Baconski, poate unul dintre ei. Și noi eram afară, protestând, și în guvern erau alți lideri romi care erau la masă cu acești domni ai guvernului, negociind niște chestii minore, astfel încât să uităm de gesturile și de discursul rasist al politicianului respectiv. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu sunt de acord cu tine. Nu există solidaritate așa cum eu mi-aș dori sau cum mulți dintre noi ne-am dorit să o avem, Pentru că de multe ori suntem trași în zona asta a puterii, suntem atrași de iluzia puterii și apoi uităm că, de fapt, problema noastră nu este să fim în spațiile astea de putere, deși trebuie să fim, dar ceea ce trebuie să facem noi este să ne asigurăm că romii au o voce, că sunt reprezentați și că primesc ceva înapoi. Și când spun primesc ceva înapoi, mă refer la faptul că își primesc drepturile pe care le au și ceilalți români, în mod egal. Și poate că aici, că vorbim despre drepturi și tu ai menționat mai devreme chestiunea asta de clasă și de discriminare, ceea ce aș mai spune eu este că în spațiul românesc, dar și în Europa, de foarte multe ori noi vorbim despre discriminare și despre fenomene din astea care se întâmplă indivizilor. Și este tot contextul ăsta și conceptul de drepturile omului care a fost creionat și în contextul sau ca urmare a Holocaustului, în care ne gândim că drepturile omului sunt importante și că fiecare individ are dreptul la educație, la sănătate și așa mai departe. Este un concept și o practică care ne ajută, foarte importantă. Dar atunci când vorbim despre minorități și grupuri opresate, acolo este nevoie de mai mult, pentru că de cele mai multe ori, în cazul romilor și în cazul altor minorități, atunci când se întâmplă ceva, nu se întâmplă numai unui individ. Nu numai un copil rom este pus în clasă segregată. Sunt 20%, 30% dintre copiii ăștia sunt puși în același spațiu. Și de aceea cumva există o limitare din punct de vedere legal, dar și din punct de vedere social, în ceea ce privește adresarea problemelor acestea care sunt de tip colectiv, care au impact asupra unui grup mai mare de romi sau mai mare de arabi, de musulmani care locuiesc în spațiul european. Și din punctul ăsta de vedere eu vin și spun avem nevoie de politici antirasiste, pentru că politicile antirasiste nu adresează numai cazuri individuale de discriminare, pentru că rasismul nu este numai discriminare, înseamnă mult mai mult decât atât. Și de asta cred că și atunci când avem de-a face cu fenomene din astea de discriminare colectivă, dacă injustiția este colectivă, atunci și răspunsul, justiția și repararea injustiției trebuie să fie colectivă. Deci dacă recunoaștem că 30% sau 50% dintre copii sunt în clase speciale sau în clase separate, atunci guvernul trebuie să vină și să spună, uite, trebuie să adresăm problema asta, nu putem să o adresăm peste 5 generații, când ăștia au terminat deja școala și nu știu să citească, nu știu să scrie, ci trebuie să adresăm acum. Pentru că, practic, copiii ăștia își pierd oportunitățile, li se fură educația până la urmă. Vindecarea rănilor cauzate de rasism presupune în primul rând recunoașterea faptului că el a existat în trecut și că încă există și apoi asumare, foarte, foarte important. În final, trebuie făcute niște acțiuni concrete prin care nedreptatea să fie reparată. Și există lucruri pe care le pot face statul român și biserica, lucruri pe care Magda le identifică foarte concret. Dar există și lucruri pe care le putem face cu toții, fiecare dintre noi. Ne putem informa mai mult, putem să citim mai mult înainte să avem opinii, să avem certitudini, putem să ne ascuțim simțul critic și să ne întrebăm întotdeauna de ce cred ceea ce cred. Și cel mai important, să vedem în primul rând umanitatea oamenilor de lângă noi, așa cum spune Magda. Cum ar trebui să privească un copil care se uită la un adolescent, de pildă, sau și găsește partea asta pe care noi o vom și scoate separat, rasismul în general și la ce lucruri să fie atent în jurul lui, astfel încât să-și facă de-acu o imagine sănătoasă asupra valorilor în interiorul cărora vrea să se dezvolte. Uite că un răspuns simplu, dar greu de implementat și de pus în practică este ca fiecare dintre noi, inclusiv copiii, să avem capacitatea, dar și intenția de a vedea umanitatea oamenilor din, de lângă noi. De a vedea doar oameni, practic. De a vedea oameni. Adică... Da. Și atunci, dacă putem să ne uităm la un copil român ca la un om, ar trebui să avem bunătatea și omenia, să ne uităm la un copil rom ca la un om, nu ca la o persoană inferioară, nu ca la un obiect, nu ca la proprietate, ca la o proprietate. Și cred că de acolo începem. Însă, ca un copil să poată să parcurgă drumul ăsta, are nevoie de părinți care să știe cum să, în ce direcție să-i ducă. Uite, aseară eu aveam o discuție cu nepoata mea și cu mama mea. Dar cum, uite, spunem asta, cum un copil, cum poți iubi, de pildă, un animal pe care de multe ori îl ridicăm la rangul de, bă, ai pretenția de la el, că te înțelege, de ce ai făcut aia, de ce ai făcut ailaltă, ce nu știu ce, și să fii capabil de atâta ură față de un alt om pe care nu-l cunoști. Da. Pentru că perversitatea rasismului și puterea rasismului este atât, ambele sunt atât de mari, încât românii care nu văd umanitatea romilor justifică prin această falsă narațiune morală, dacă vrei, prin această morală falsă, modul în care ei se comportă vis-a-vis de rom. Și spuneam mai devreme că dacă un rom este omorât, este pentru că, în mințile românilor, pentru că țiganul ăla a furat sau a fost, nu a fost... A făcut el ceva. A făcut ceva. Și atunci nu mai ai responsabilitatea morală, nu simți că e ceva în neregulă cu tine, plasezi cumva problema la celălalt. Și ar trebui, deci lucrurile astea se pot schimba, nu sunt pur și simplu așa în mințile noastre, se pot schimba din grădiniță, când învățăm despre eroi naționali, dar nu învățăm că printre ei se numărau și romi. Ne uităm la tot felul de tablouri în clasă și toate tablourile sunt cu niște bărbați albi, că de obicei nici femeile nu prea apar pe acolo. Și cu atât mai mult romii și cu atât mai puțin romii și femeile rome. Și lucrurile astea se învață din educație, dar se învață și de la televizor. Câte filme cu personaje rome sau câte, nu știu, poate un desen animat, dacă se amintești un desen animat în care să fi văzut un personaj rom sau un film, în afară de filmele pe care le-au creat actorii romi și regizorii romi în ultima vreme, mă refer aici la Alina Șerban și la alții. Da. Nu există. Și atunci, dacă noi nu vedem romii, dacă nu normalizăm romii, dacă nu umanizăm romii în toate spațiile astea de putere, evident că românul de rând nu o să-și învețe copiii și nu o să-și dea seama, nici măcar nu-și dau seama unii dintre ei, că uneori ne tratează și o simt asta pe pielea mea de multe ori, ca fiind persoane inferioare sau fiind excepționale. Da, bă, dar tu ești altfel. Dar ei vin cu retorica aia. Bă, păi dacă vreți să fiți priviți la fel ca ceilalți... Purtați-vă ca ceilalți. Așa, odată purtați-vă și al doilea, la ce trebuie ție loc separat la nu știu ce, de ce vrei tu să fii... Da, și... Răspunsuri sunt. Da, bineînțeles, și nu. Și n-ar trebui să stăm să le căutăm noi în fiecare zi, noi romii, pentru că responsabilitatea asta ne tot revine nouă. În fiecare zi eu trebuie să răspund. De ce vă spuneți băi romi și nu țigani? Băi, dar am stabilit chestia asta de ceva zeci de ani. Da. Deja m-am plictisit să spun povestea asta, romi versus țigani. Dar sunt acolo documente, mergi pe Google, dai un search, informează-te dacă vrei. Deci cumva trebuie să plasăm responsabilitatea asta de la romi la români, dacă ești curios și dacă vorbești despre o temă, indiferent despre ce temă vorbești, atunci documentează-te. Dar noi nu vorbim aici numai despre romi. Vedem în pandemie ce se întâmplă. Mor românii pe capete pentru că s-au născut mulți specialiști în perioada asta care vorbesc despre pandemie ca și cum ar înțelege ce se întâmplă cu virusul care a declanșat toată pandemia. Și așa este și despre romi. În România, dacă te duci la o emisiune, o să vezi că pe lângă, nu știu, Gelu Duminică sau Ciprian Necula, mai sunt încă vreo 5-6 care își dau cu părerea despre romi și eu întreb, câte cărți ai citit despre romi ca să poți să-ți dai cu părerea despre subiectul respectiv? Eu nu-mi dau cu părerea despre subiecte pe care nu le cunosc în profunzime. Însă pare avem așa ministru că... care a ajuns, ai auzit aia da, cu Roman, am... domnul Roman? Am citit, da? Da. Deci noi avem un ministru care a zis că e ok să n-ai nicio legătură cu ministerul pe care urmează să-l conduci, pentru că asta înseamnă că el nu e amestecat în mafia domeniului respectiv. Da, și are un ochi obiectiv. Și este integru, este incredibil. Incredibil cum poate fi sucită. Ce precedent am creat noi. Asta e exact ce am zis zilele astea la emisiune. Băi, am împins o limită că, ok, impostura era o caracteristică pentru foarte mulți. Dar normalizasem și pe aia și nu este în regulă. Da, bineînțeles, bineînțeles. Și am ajuns să spunem, bă, e chiar ok să n-aibă... să n-aibă legătură cu domeniul respectiv. Este perfect. E ok să fii plagiator, e ok să faci toate lucrurile astea pentru că cumva faci acum parte din ăștia care sunt de partea bună a forței. Este incredibil. Da, multe probleme și puține zone așa de speranță, din păcate, dar va trebui să mergem într-o direcție sau alta și aici mă refer pe de o parte la români în general, pentru că sunt multe probleme în țara asta care trebuie rezolvate, dar în egală măsură mă refer și la romi, la comunitățile de romi, atâta vreme cât noi nu mai avem nicio pârghie de comunicare și de sprijin din partea autorităților naționale, va trebui să gândim alți pași, alte metode astfel încât să nu rămânem acolo unde suntem. Noi cumva ne-am resemnat așa că asta e situația în România și că suntem discriminați și că așa e normal să fie în țara asta. Însă nu este absolut deloc normal și nu este cinstit și nu este corect față de generațiile care vin, față de copiii noștri, de nepoții noștri și așa mai departe, să fie tratați în țara în care s-au născut ca și paria și în egală măsură să li se ceară să iubească patria asta și să fie patrioți. Poate că unul dintre cele mai triste efecte pe care le produce țara asta este despărțirea. Sunt atât de mulți oameni care se despart de familiile lor pentru că aici nu pot să aibă calitatea vieții pe care alte țări reușesc totuși să le ofere. Magda spune că niciodată n-ar fi fost atât de respectată în România precum e la Harvard. I-am cerut Magdei un sfat pentru tinerii din România. Să plece? Să rămână? Greu de răspuns. Ar fi mai ușor însă dacă autoritățile din România s-ar uita la ce se întâmplă în jur și, foarte important, ar și face ceva. Și avea un răspuns pentru... autoritățile din România, să ia modelul Statelor Unite și al Germaniei și al Angliei și al Franței și al altor țări care au știut să aprecieze profesionalismul și abilitățile unor tineri și unor persoane care au venit din cu totul alte țări și au reușit în țările astea despre care eu vorbesc. Câți doctori din România n-au mers în Germania și în Franța și așa mai departe. Practic este o mână de lucru care a fost educată aici și care este folosită cu bună știință și cu multe rezultate în țările respective. În America există și un tip de viză pentru persoane excepționale sau tipul ăsta de Einstein visa, îi spun ei, în care, la care poți să aplici dacă zona ta, disciplina în care lucrezi, este una importantă și tu, ca individ, aduci o contribuție importantă zonei respective. Țările astea știu cum să atragă cum să atragă toți oamenii ăștia, până la urmă, capital uman și să producă din toată povestea asta. Acum, o întreagă discuție acolo despre capitalism și critica asupra capitalismului și ce se întâmplă aici. Însă România, practic, exportă capital uman, exportă oameni de calitate în fiecare zi, pentru că e greu. Aș vrea eu să vin acum și să spun românilor, stați aici în România, schimbați, când eu am plecat din aceea. Ar fi o ipocrizie maximă. Și cred că e greu să dau un sfat, pentru că n-aș vrea ca România asta să rămână o țară fără speranță și uneori mă uit înapoi acasă și mă gândesc că nu avem nicio speranță, însă cred că este important pentru tinerii din România să aibă experiența străinătății, a școlii în străinătate, atunci când pot să facă lucrul ăsta și după aceea să decide dacă vor să rămână aici sau să meargă acolo și să decide dacă vor să rămână aici și în funcție de oportunitățile pe care le primesc. Pentru că realitatea este că e foarte greu să devii aici cineva dacă nu ai pilă la vreo instituție, dacă nu cunoști pe cineva la un partid și așa mai departe. Sistemul ăsta nu funcționează și nu poți să ceri oamenilor și tinerilor să rămână aici atâta vreme cât pot să primească oportunități mult mai bune în alte țări. Dar nu, sunt foarte mulți oameni, de pildă, în unele domenii care sunt de voi. Uite, salariile, de pildă, nu știu, în IT, în România, sunt foarte mari, pentru că și firmele sunt interesate să-și țină oamenii buni. Și în foarte multe domenii salariile au ajuns foarte, foarte bune. Dar oamenii zic, bă, mă duc undeva cam la același venit, acolo, bă, dar scap de stres. Da. Pentru că traiul aici, de la a avea nevoie de un spital până la orice altceva, este incredibil. Adică să te lovești de o chestie, să faci niște hârtii, de pildă, sau să ajungi la un birou, sau să te duci până la ANAF, sau să... Astea sunt lucruri care sunt atât de stresante pentru oricine, încât... sau lipsa asta de predictibilitate. Mai ales pentru oamenii care au un business, care au, bă, mă duc, ok, România nu e o țară în care nu te poți realiza sau nu poți să faci dacă te duci și te lovești de toate obstacolele, dacă îți dorești foarte mult și dobândești abilitatea de a te descurca în acest mediu, poți reuși, nu e absolut niciun fel de problemă, dar este al dracului de... E o Românie tristă. Da, da, dar te consumă foarte mult asta. Te consumă incredibil de mult și atunci prefer la un moment dat să zici, bă, dar aș vrea să fiu liniștit. Eu am avut prieteni care au lucrat cu mine și au plecat să facă cu totul alte joburi de acolo și i-am întrebat, bă, cum e? Și după o perioadă de vreo 6 luni, un an, mi-au zis, băi, băiatule, am cu totul alte preocupări, bă, decât acasă. Deci acasă, pe lângă faptul că munceam 12 ore, 14 ore pe zi, deci nu-mi vedeam capul, n-aveam timp pentru mine. Bă, frate, aici sunt foarte liniștit, am un salariu decent, permis să mă duc în vacanță, mi-am făcut prieteni, ieșim, vorbim, preocupările mele, gândurile mele nu mai sunt la ce fac eu, la job acolo și unde știu care-s lucrurile, asta trebuie să fac, aia acolo, nu e... Și mă gândesc la alte lucruri, am început să scriu, citesc din nou, adică oamenii redevin oameni după ce pleacă. Și mai e ceva, uite, în cazul romilor de multe ori noi ne gândim la aspectul ăsta financiar și spunem că, și într-adevăr, de multe ori romii pleacă din România pentru că vor găsi un trai mai bun în alte țări. Dar în multe cazuri, și eu am fost în tabere de romi din Italia, din Franța, din mai multe țări, nici acolo nu au vile. Însă, dincolo de faptul că încearcă să-și găsească un trai mai bun, primesc și respect. Și copiii lor au parte de o educație mai bună. Uite-te la Nina Ciuciu, care a crescut în Franța, ea a terminat la Sorbona, este avocată, este o persoană absolut fabuloasă. Ce-ar fi fost Alina dacă ar fi rămas la Craiova? Și respectul și demnitatea contează foarte mult. Și dacă lucrurile astea le primim în altă parte, atunci probabil că asta este soluția. Eu în România nu aș fi fost niciodată la fel de respectată cum sunt la Harvard. Și asta spune multe despre mediul românesc, despre modul în care românii se raportează la mine și la ceilalți care arată la fel ca mine. Și încă o dată, cred că de multe ori noi reducem cumva omul și romul până la urmă la chestiunile astea legate de muncă, de job, de ce are de mâncare, de un venit, de casă și așa mai departe. Și toată povestea asta cu piramida asta lui Maslow nu prea mai e de actualitate, pentru că s-a demonstrat de ceva vreme că, de fapt, toate nivelurile leierele, așa. Da, ok, mi-am promis că nu folosesc niciun cuvânt în engleză și nu mi-a ieșit, uite. Da. Sunt cumva conectate și că respectul și demnitatea sunt la fel de importante ca ceea ce ai pe masă și ce mănânci. Și de asta mie mi se pare important să ne gândim la la ideea asta de respect și cum o implementăm pe aici, că e foarte greu să te duci la o instituție publică și să fii tratat cu cea mai mare lipsă de respect, te enervezi, dar reacția absolut umană să te supere povestea respectivă. E foarte greu să nu fii respectat la muncă și nu spun că este mai bine în alte țări, că vorbeam mai devreme de exploatare și așa mai departe, și lucrurile astea sunt importante, dar sunt anumite standarde care trebuie... Da. Care trebuie să și aici. Aici e interesant că noi punem doar chestia asta cu salariul și cu venitul, dar foarte interesant este că, da, orice om care lucrează afară făcând aceeași muncă pe care o face în România are un venit mai mare. Culmea e, și aici e chestia care ar trebui să ne dea de gândit, un om care nu muncește în România și pleacă afară unde nu va munci, o va duce mai bine afară. Adică nu e doar despre muncă, e despre cum suntem tratați toți de acest stat și bineînțeles că o minoritate mult mai... Da. Uite, eu cunosc în America o fată care e acum la facultate și care a crescut la Buzău. O fată de etnie romă. Și povestea ei este spectaculoasă, adică povestește despre Buzău și despre școală, modul în care era tratată, discriminată, bullying și toate cele. S-a mutat în America, a mers la liceu acolo, a devenit una dintre cele mai bune studente din liceu, a fost vicepreședinta liceului, vicepreședinta studenților sau asociației de elevi, scria, făcea tot felul de activități. Ea a aplicat și a aplicat la Harvard, la Harvard College, care e așa o zonă greu de accesat, dar a ajuns la momentul în care a fost intervievată să fie acceptată, a intrat pe lista de așteptare de la Harvard. În ultima fază nu a mers acolo la școală, dar oportunitățile pe care fata asta le-a avut în America nu le-a avut niciodată în România. Și încă o dată, ce-ar fi fost ea dacă ar fi rămas aici? Și eu despre asta vorbesc atunci când mă refer în special la romi și la migrația romilor și la situația romilor din România, dacă ar fi să comparăm situațiile. Și ar trebui ca fiecare român, atunci când are ideea asta în minte, mitul ăsta că nouă nu ne place școala, că toți suntem infractori, că toți suntem leneși, să se uite totuși la gravitatea acestei întrebări, pentru că dacă la 1800 justificam rasismul prin aceste aspecte biologice, ne gândeam la culoarea pielii ca fiind motivul pentru care anumite rase, că așa s-a născut conceptul ăsta politic, dacă vrei, și social al rasei, anumite rase sunt inferioare, astăzi vorbim despre un alt tip de rasism care este unul pe justificări culturale și de comportament. Și nu există, și ar trebui să fie foarte clar pentru tot românul, o chestie care s-a demonstrat deja de aproape, știi, câteva decenii bune, 100 de ani, nu există un popor infractor. Nu există un popor leneș, nu există un popor deștept. Există indivizi și dacă românii pot să fie indivizi, și romii trebuie să fie tratați ca atare, ca individ. Fiecare individ în parte are o istorie, o poveste și trebuie înțeleasă ca atare. În momentul ăsta și văd așa foarte mulți oameni care s-au închis așa în ei și au zis nu. Mai ales ăștia dacii, știi că dacii verzi care refuză orice fel. Da, 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 care refuză orice fel. Nu e adevărat. Noi românii suntem deștepți, așa cum toți romii sunt niște nenorociți. O idee cu care să rămână cei care au avut răbdare să te asculte până acum. Și o idee pentru cei care sunt confruntați, zi de zi te întâlnești cu astfel de situații, să identifice situația respectivă și să-și dea seama că au fie un comportament discriminator sau... Uite, noi toți avem prejudecăți, noi toți creăm stereotipuri și idei, pentru că ne e mai ușor să înțelegem lumea din... Să-i spunem etichete, altfel n-am putea să funcționăm, am înnebunit. Și cred că o soluție la nivel individual este ca fiecare dintre noi să ne chestionăm mai mult, să avem un spirit critic mai puternic și să chestionăm fiecare lucru pe care îl gândim din perspectiva asta a istoriei poveștii respective. De ce gândim așa despre nemți? De ce credem că romii sunt într-un fel sau celălalt? Uite, stereotipul ăsta cu nemții ne-a adus un președinte cu care ne-am frit rău de tot. Da, dar uite, și aici... E neamț, domne, e muncitor, e serios, e corect, e nu știu ce. Da, dar atunci când nu l-au mai plăcut, tot neamț l-au numit. Că era un cântec acum vreo lună sau două de post în care ziceau ceva despre el, care mi s-a părut absolut groaznic din punct de vedere al modului... Da, sas, și a fost o distracție permanentă, așa, vreo 2 săptămâni pe Facebook. Însă mie mi s-a părut foarte periculoasă narațiunea respectivă. Acum, venind din zona asta a studiilor despre Holocaust, despre modul în care se formează miturile rasiste și despre modul în care putem să trecem de la prejudecată la violență, mie nu mi se pare că a fost tocmai așa o glumă, în sensul în care a fost gândită toată povestea respectivă, a fost absolut... groaznică, dar într-adevăr avem prejudecăți față de multe grupuri și cu atât mai mult prejudecățile devin grave și au impact atunci când există o dinamică de putere. Pentru că noi putem să avem prejudecăți față de avocați, da? Ne gândim că sunt într-un anumit fel, însă nu există o dinamică de putere între noi. Însă atunci când avem prejudecăți față de romi, aceste prejudecăți se transformă în acte de discriminare, în acte de violență și uneori, așa cum s-a întâmplat în perioada Holocaustului, se transformă în oameni morți, în Holocaust, în genocid. Dar la nivel individual, fiecare dintre noi putem să ne chestionăm mai mult, să vedem unde avem un privilegiu atunci când un rom sau o persoană marginalizată are are parte de un dezavantaj, pentru că atunci când romul are un dezavantaj, există un beneficiu pentru cineva. Și uneori beneficiul ăla revine la oricare dintre noi și trebuie să chestionăm lucrul ăsta. Însă rasismul nu este numai individual. Rasismul este instituțional și trebuie să adresăm problema asta noi toți atunci când votăm, atunci când protestăm, atunci când spunem public ce vrem, atunci când scriem o petiție. Dar rasismul este și structural și îl regăsim în cultura românească, îl regăsim în spațiile de putere, în spațiile de artă. Și aici, iară, fiecare individ în parte, așa cum faci tu și ne aduci la emisiune pe noi, pot să facă și alții astfel de gesturi în spațiile în care ei se află, la Muzeul de Istorie, la Teatrul Național și așa mai departe. Deci fiecare dintre noi putem să schimbăm un pic și să contribuim la schimbare, astfel încât să ne îndreptăm spre o Românie antirasistă, deși asta este departe de generația noastră. Ok. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și eu tare mult pentru invitație. Ți-a plăcut ce? Da, foarte bun. Chiar foarte bun. Cam asta a fost. Sper să vă fi plăcut acest dialog, măcar pe jumătate față de cât mi-a plăcut mie. E foarte greu să tragi concluzii după astfel de discuții. Nu știu, poate că singura concluzie poate fi aceea că haide să fim oameni, trebuie să fim oameni. O fi atât de greu? Să ne vedem unii pe alții ca oameni, în primul rând, cu tot ceea ce ne diferențiază în plan secund. Și, desigur, să ne celebrăm diversitatea. Faptul că n-ai fost niciodată supus rasismului și discriminării și poate n-ai nicio idee cum se simt, nu e deloc meritul tău, doar norocul, hazardul, cum spune Taleb, a făcut să ne naștem fiecare în familiile în care ne-am născut și să trăim într-o perioadă de timp în care, atenție, ne bucurăm de multe, foarte multe drepturi. E foarte greu să conștientizăm asta și să fim recunoscători. Mai țineți minte exercițiul de gândire propus de filozoful John Rawls? Suna cam așa. Cum ar arăta societatea pe care tu ai construi-o dacă n-ai avea nicio idee despre cine urmează să fii în acea societate? Hm? Poate ar trebui să ne gândim mai des la asta, pentru că ura și discriminarea pentru ceva ce nu e în controlul niciunuia dintre noi, precum etnia pe care o avem, n-au cum să nască ceva bun. Haideți să ne informăm mai mult, haideți să nu ne mai judecăm unii pe alții pentru altceva în afară de omenia noastră. Să vă fie bine!